Baza este vâna ta. Ia să vedem cum se... Wow, arată bine. Ea se înnăbușe acum și se transformă într-o bălcuță comestibilă de vânătă. Între timp, roșia trebuie scoasă de la înnăbușit. Ea singură, o să vedeți că se decojește și atunci e mult mai ușor de preparat. E mult mai ușor de... Fantastic! Uitați-vă cum s-a decojit. Este foarte simplu. Și o tăiem cubulețe de asemenea. O variantă faină. Scoatem mijlocul. Nu-mi place coaja la roșie. Asta e. Nu e prea ușor de digerat. Și apoi e mult mai ușor să folosim varianta de înnăbușit în apă fierbinte. Dacă nu mai există, v-am arătat alte ori, există varianta de a o presa și coaja, între coajă și pulpă, devine foarte moale și foarte ușor de curățat. Cubulețe de roșie, cu tot cu miez, cu tot cu semințe. O să le adăugăm într-un ultim minut pentru a fi transformate în sos, în sos de roșii. Dacă aveți bulion, nu mai folosiți roșia, însă roșia se găsește peste tot și o puteți adăuga. O roșie proaspătă e mult mai faină, mult mai sănătoasă. Încerc să elimin pastele foarte mult pe conservăraia. Cu toate că în conserve putem găsi minuni. Credeți-mă că sunt anumite conserve care își mențin calitatea excelentă. Nu toate, însă nu prea sunt de acord cu ele. Ce-i drept? Avem și roșiile. O să preparăm și roșiile spre final. O să trebuiască să-mi curăț eu blatul. Curățenie la locul de muncă, știți, nu? E foarte importantă și mai ales în bucătărie. Ce e drept, gătesc bine, însă fac un mes de fiecare dată, fac o mizerie. Asta este. Nimeni nu e perfect. Gata, am curățat. Am curățat totul. Și apoi cineva îmi spune din spate că miroase ars. Le-am călit foarte, foarte bine. Cred că mai bine decât mi-am închipuit. Ce de fapt? Trebuie să dau drumul. Am stat cu spatele. Niciodată să nu stați cu spatele la tigaie. Dăm drumul la hotă. O să fie puțin... Da? Vedeți? Ele s-au ars foarte repede. Când arzi, mâncarea nu arată bine. Dar o să continuăm. Ideea o prindeți, da? Adaug și ciupercuțele. O să încerc să elimin părțile arse. Nimeni nu e perfect. Chiar și profesioniștii mai dau greș. Ideea este să stați continuu, să vă preparați dinainte. Eu v-am arătat modul de preparare. Să vă preparați dinainte toate ingredientele, să le tăiați și apoi să le adăugați privind tigaia și supravegheată din moment în moment, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, se poate căli pe o parte mai mult decât pe cealaltă și nu dă bine. Își schimbă și gustul și ele totuși trebuie să fie al dente, trebuie să fie al dente, fără să arate prea ars. Ok, merge spre bine. Lăsăm la un foc redus. Eu o să încerc să elimin părțile arse. E ok. O să adăugăm și pulpa de roșie. Și la sfârșit, mireasma și aroma, vine un ultim touch. O ultimă atingere. O tocăniță de legume sub denumirea de ratatouille. Totul trebuie să fie al dente, totul trebuie să fie gătit în același timp. De asta trebuie să fie și să stăm pe produs foarte, foarte aproape de el.
Toate aromele se îmbină cu ceapa, cu ardeiul, cu țelina, cu o variantă excelentă, pregătită a la minut, o variantă de legume. Să vedem cum este vânăta, o punem și pe partea cealaltă. Eu o să-mi repar greșeala și o să mai trag din legumele arse. Am pus destule, așa că m-am gândit că se întâmplă ceva. O să-mi iau legumele arse. Aici puteam folosi magia televiziune, opream camerele de la vedere și o luam de la capăt cu altele. De ce? Trebuie să admitem că suntem oameni și se fac greșeli. Nimeni nu este perfect. Însă ideea principală este să fiți foarte atenți când le puneți la tigaie sau pe grătar și să le supravegheați din minut în minut. Foarte bine. Aici o să mă cert eu pe mine și o să spun ce bun. N-o să mint, o să vă spun adevărul. Că și prăjeala asta trebuie, are rostul ei, nu? Deja începe să se roșia, să se transforme în pastă, da? Mai adaug puțin ulei de măsline. Excelente. O variantă vegetariană, ratatouille. Acum este timpul să-mi aleg eu din toate ierburile și să-mi prepar exact ce am nevoie. Ok, o să am nevoie de puțin cimbru, o să am nevoie de puțin rozmarin, dă un gust excelent, busuioc. Îmi place busuiocul verde, este excelent, busuioc verde, și pătrunjel proaspăt, și o să le tocăm toate. Între timp o să-mi verific foarte bine ratatouille-ul să nu-l ia iar să se ardă, da? O să-l dau pe standby. Adică o să așteptăm puțin cu focul până tocăm toate ierburile împreună, busuioc, avem rozmarin, avem cimbru și pătrunjel. Împreună dau o aromă excelentă, o aromă mediteraneană, o aromă fantastică de toate ierburile. Minunat, la sfârșit o să adăugăm peste, mai lăsăm 3 minute la infuzat și ratatouille-ul nostru este gata. Sare, piper, mie îmi place să adaug și puțin oregano uscat. Oregano uscat este excelent și busuioc uscat. Cu toate că verdeața este fantastică în mâncare, vedeți, totul este natural, totul este proaspăt și apoi o să-mi trag de pe rozmarin câteva firicele, da? Fantastic. Am făcut un mix ca la Provence, un mix de vegetale excelente, un mix de vegetale care îl adăugăm peste combinația noastră de ratatouille. Și iată, mă întorc din nou la ratatouille. Adăugăm verdeața. Mă joc cu focul, ce-i drept. Adăugăm verdeața și varianta noastră de ratatouille este aproape gata. Timp de gătire nu mai mult de 10 minute, timp de preparare un 15 minute până le tocați pe toate cubulețe, vă ia timp. Așa că rămâne decât să stați pe foc și să fiți foarte atenți. Sare și piper, după gust, nu prea multă, fiecare în parte își pune câtă sare dorește și piper proaspăt. Îmi place piperul crash, proaspăt. Proaspăt de ce? Piperul, actually, de fapt nu e proaspăt. Piperul este boabe, numai că e proaspăt măcinat, așa se zice. Proaspăt măcinat. Tocănița noastră de legume este aproape gata. Vânăta este și ea aproape gata. Și iată, suntem
și noi aproape gata, puțin oregano uscat și puțin busuioc. Fantastic, miroase excelent. E o variantă bună, tocănița noastră sub denumirea de ratatouille este aproape gata. Îmi pregătesc și o farfurie. Pregătesc și o farfurie de prezentare. O să luăm vâneta. Și o punem pe farfurie. Apoi adăugăm varianta de ratatouille aproape gata. Să mă opresc hota că nu mai arde nimic pe aici. Ok, varianta noastră de ratatouille este aproape gata. O variantă bună, poate fi acompaniată cu crutoane de pâine sau cu focaccia, chiar și cu pâinică. Umplem vâneta, apoi o să punem o aromă de pesto sos, o aromă de pesto, baza busuiocul, cu ulei de măsline extra virgin. Wow! Iată, avem o variantă excelentă de ratatouille. O variantă fantastică vegetariană sau de post ratatouille. Urmează să o degustăm. Vine șeful! Ratatouille la șef, vine șeful! Vine șeful cu bon appetit, cu ratatouille, floarea îmi place, dar nu o servesc. Ia că pe partea dreaptă avem totul. Să vă mai vorbesc despre ratatouille. Cei care n-ați prins de la început, o vânătă, jumătate de vânătă pe grătar. Am scos miezul, l-am folosit la varianta de legume în combinație. Ce legume avem? Roșii, ceapă roșie, ardei roșu, ardei verde, dovlecel, puține ciupercuțe și foarte multe ierburi, foarte multe ierburi în stil Provence. Aș fi adăugat și o lingură de sos roșu, însă îmi place să simt sosul roșu preparat din pulpa de roșie care se lasă din roșia tocată, mărunt sau cu bulețe. E o variantă excelentă. Merge acompaniat cu orez, cu cartofi, cu alte legume la grătar, nu mai merge că e foarte simplu, însă ratatouille poate fi servit și, nu știu, într-o parte la o variantă de carne. Dacă doriți acompaniament pentru un mușchiuleț de vită, de exemplu, sau pentru un piept de pui la grătar, puteți fi inventivi, puteți fi să asociați produsul, da, ratatouille cu orice altceva. Iată, avem în perioada de Paști, avem o variantă vegetariană, o variantă de post, ratatouille, care șeful urmează să o testeze și să-și dea palme singur că am cam ars-o. Asta este, ce să-i facem? Credeți că toată lumea e perfectă? Șeful întotdeauna trebuie să aibă dreptate. N-am ars-o, așa e, pot să vă spun, așa e meniul. Uitați! Are destulă sare, destul piper. Se îmbină foarte bine toate aromele, toate ierburile, busuioc, oregano. Am pus puțin cimbru și rozmarin. Excelentă varianta. Bon appetit! Ratatouille. Hai pe românește, o tocăniță de legume pe o bărcuță de vânătă la grătar.